după ce joi liderul minorității tătare din Crimea a cerut boicotarea referendumului și a solicitat NATO să intervină înainte de un masacru. Astăzi, membrii comunității au ieșit în stradă la București. Tătarii se opun intrării peninsulei sub control rusesc și vor o rezolvare pașnică a crizei. După ce Rusia și-a folosit ieri dreptul de veto și a blocat condamnarea referendumului de către ONU, tătarii crimeni au ieșit să protesteze. La fel s-a întâmplat și în capitală. Reprezentanții acestora din România au ieșit la protest în fața ambasadei Federației Ruse din București. Ei spun că referendumul este neconstituțional. Suntem în semn de solidaritate. Sigur că mesajul transmis de liderul nostru moral, Mustafa Abdulcemil Crâmoglu, a fost ca dintotdeauna unul pașnic, dar totodată vrem o soluție corectă și vrem apărarea drepturilor fraților noștri din Crimea. Dorința noastră este să fim alături de frații noștri tătari care vor să trăiască într-o țară autonomă, așa, e țara străbunilor și țara străbunilor noștri și nu trebuie să fie acolo o imixtiune rusească a Moscovei. Protestul vine după cel de vineri când membrii comunității tătare crimeene au ieșit tot în fața ambasadei Federației Ruse din București pentru a-și arăta solidaritatea cu fraților care își decid astăzi soarta.